Tânărul oltean în vârstă de 20 de ani, reținut aseară de procuror sub acuzația de omor, își așteaptă sentința după gratii. Astăzi el va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Anchetatorii susțin că el a bătut și apoi l-a înjunghiat mortal pe copilul care nu împlinise 14 ani și care a fost găsit decapitat. Avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Mihai Ionuț Geapană este principalul suspect în cazul omorului de la Brastavățu. Are 20 de ani și nimeni nu știe de ce ar fi comis o faptă atât de îngrozitoare. Procurorii l-au audiat, dar până acum nu au reușit să afle de la el toate informațiile de care au nevoie pentru închiderea dosarului care vizează moartea lui Daniel, copilul găsit decapitat la marginea localității. S-a reținut că noaptea de 12-3 octombrie, suspectul a exercitat acte de violență fizică asupra unui minor în vârstă de 13 ani din aceeași localitate, pe care inițial l-a lovit cu pumnul în zona feței, după care i-a aplicat o lovitură cu cuțitul. Leziunile traumatice astfel produse conducând la decesul victimei. Cine s-a făcut rău acesta? Nu știu. Avea dușman? Dușman, ceva? Nu avea dușman. Mama, da, avea, mata ești bunica lui, l-ai auzit vreodată că avea probleme cu cineva, ceva? Nu știu. Avea dușmănie cineva pe el? Nu cred. Poate copiii care ce se jucau cu ei pe acolo, ce făcea ei, dar eu nu mai știu. Mamă, ce se întâmpla când pleca de acasă? Daniel a fost văzut ultima dată cu o noapte înainte ca trupul lui neînsuflețit să fie descoperit pe câmp. Ieșea dintr-o stație de carburanți, iar imaginile au fost atent analizate de anchetatori. Este un băiețel care a fost afară pe atunci, că l-a văzut încă trei băieți la PECO. Beau, dar ce bea nu știa nici el. Procurorii au aflat că noaptea aceea Daniel a băut cu Mihai, cel care i-ar fi devenit călău. Văzurăm acolo cu capul tăiat. Și acum găsirea capul acolo unde sunt. Aruncat în altă parte. Aruncat peste drum. Nu s-a mai auzit o astfel de crimă. Nu s-a auzit niciodată. În urma examinării de către medicul legist s-a stabilit că leziunile traumatice prezentate, respectiv decapitarea, s-au datorat unor acțiuni de natură animală. Principalul suspect al oribilei crime locuiește în zona în care a fost găsit cadavrul. Tânărul nu are antecedente penale și nu era cunoscut ca fiind o persoană violentă.